Bun găsit, doamnelor și domnilor! Un bărbat de 40 de ani din Reghin a fost reținut pentru furt calificat după ce, spun polițiștii, ar fi intrat prin infracție la un atelier de prelucrare a maselor plastice, de unde a sustras mai multe bunuri. La data de 8 martie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reghin au desfășurat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului bănuit de comiterea unui furt. Aceștia au descoperit că în perioada 3-6 martie, bărbatul ar fi pătruns prin infracție în incinta unui atelier de prelucrat mase plastice situat în municipiul Reghin, de unde a sustras mai multe bunuri, respectiv cabluri electrice, un flex, o mașină de înfiletat, un pistol de lipit, chei fixe, tubulare cu cricket, cauzând un prejudiciu de aproximativ 15.000 de lei. În urma percheziției, polițiștii au identificat o parte din bunurile sustrase, reprezentând componente electrice, care au fost recunoscute și restituite persoanei vătămate. La data de 8 martie, bărbatul de 40 de ani din Reghin, cercetat pentru furt, a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca parchetul de pe lângă judecătoria Reghin să-l prezinte instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. La acțiune s-a beneficiat și de sprijinul grupare imobile de jandarmi Regele Ferdinand I din Târgu Mureș. Pentru Jurnal de Reghin, Claudiu Luca și Sebea Șișuitu-Sobolci.